Fost convocați pentru ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi prin dispoziția primarului numărul 100 din 21 aprilie 2022. Sunt prezenți 14 consilieri locali din cei 15 în funcție. Lipsește domnul Țaină. Na, pe mine nu m-a anunțat, nu știu. Bolnav. Probabil că are un motiv, da? Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal al ședinței anterioare. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Avizele comisiilor pentru proiectele de hotărâre sunt favorabile? Da. Mulțumesc. Vreau pe doamna președintă să preia conducerea. Bună ziua și bine ați venit la a 25-a ședință a Consiliului Local, al celui de-al ultimul mandat al Consiliului Local. Ordinea de zi conține, după cum s-a discutat și pe comisii, 12 puncte și două suplimentări. Am să supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Supun la vot și cele două suplimentări. Cine este pentru? Primul punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al unității administrativ-teritoriale Oraș-Slănic Moldova, la data de 31 martie 2022. Inițiator economist Patru Gheorghe, primarul orașului. Doamna președinte, dacă îmi permiteți să transmit și un salut, mulțumesc pentru că vă implicați, mulțumesc pentru prezență și Hristos a înviat, că suntem în perioada pascală. Mulțumesc! Dacă sunt discuții, legate de ce spun, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc! Cel de-al doilea punct, proiect de hotărâre privind aprobarea de contări în abetelor cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe raza orașului Slănic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din oraș. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Ceva discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Unanimitate. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în anexa numărul 2 la hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 2, din 14 ianuarie 2020, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind încetarea asocierii dintre orașul Slănic Moldova și județul Bacău în vederea administrării și exploatării obiectivului Ski Park Slănic Moldova, aprobată prin hotărârea Consiliului Local Slănic Moldova numărul 53 din 4-7-2013. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, aici aș vrea să fac o precizare pentru cei care urmăresc materialul filmat. În anul 2008 s-a făcut o asociere pentru proiectul Ski Park Slănic Moldova între Primăria Slănic Moldova și Consiliul Județean. Primăria Slănic Moldova a pus terenul și Consiliul Județean a atras investițiile, a atras finanțarea pe baza căreia s-au realizat investițiile respective. După cum știți, noi am preluat mijloacele fixe, practic au fost transferate către primărie în mare parte. Deja de la 1 aprilie sunt angajații noștri și de două săptămâni telescaunul funcționează. În acest sens, ne-am propus și vă supunem atenției să anulăm acest acord de asociere pentru că el nu avea un termen. Acordul de asociere spune că se face asocierea pe perioada funcționării numai puțin de 5 ani. În acest sens, noi vrem ca pe baza hotărârii Consiliului Local să închidem acordul de asociere pentru ca și
terenurile și toate obiectivele generate de acest proiect să rămână libere de sarcini, adică să fie în administrarea primăriei. Aceasta era precizarea și vă mulțumesc. Dacă sunt discuții aici, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Pentru numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SECE Delgaz Gri de SA, Târgu Mureș, pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere, conductă, distribuție, branșamente și PRM gaze naturale, presiune redusă. Strada Ciușmea, Slănic Moldova, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuție aici, nu? Cred că sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea Delgaz Gri de SA, Târgu Mureș, pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere, conductă, distribuție, branșamente și terene gaze naturale, presiune redusă, strada Curburii, Slănic Moldova. Inițiator economic Baciu Gheorghe, primarul orașului. Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SECE Delgaz Gri de SA, Târgu Mureș, pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere, conductă, distribuție, branșament și PRM gaze naturale, presiune redusă, Slănic Moldova, strada intrarea Cireșoaia, numărul 1. Inițiator economic Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SECE Delgaz Gri de SA, Târgu Mureș, pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere, conductă, distribuție, branșamente și PRM gaze naturale, presiune redusă, Slănic Moldova, strada Sondei. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Nu sunt discuții nici aici. Prin urmare, supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SECE Delgaz Grid SA, Târgu Mureș, pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere, conductă, distribuție, branșament și PRM gaze naturale, presiune redusă. Slănic Moldova, strada Zânelor. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții? În urmare, supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați la nivelul anului 2022 din devizul general privind cheltuielile de capital pentru realizarea investiției. Amenajare poduri din beton armat și punți pietonale, localitate Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Are cineva ceva de... Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiții, intervenție în primă urgență în zonele afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada 18-20 iunie 2021. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții? Nu? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 12. Raport privind starea economică, socială și de mediu a orașului Slănic Moldova. Prezintă economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Doamna președinte, dacă îmi permiteți, este obligație a primarului să prezinte acest raport. Am să o fac cu plăcere, pentru că avem
pentru anul trecut, realizări importante. De fapt, acest raport o să fie publicat și toată lumea o să-l poată citi, dar doar câteva cifre pentru cei care urmăresc materialul filmat. Venituri totale 15.652.000, realizat 98,59%, cheltuieli totale 16.372.950, cheltuielile sunt puțin mai mari pentru că am venit cu un excedent din anul precedent care s-a adăugat la bugetul anului în curs. Și aici aș dori să doar câteva cifre. Avem excedentul din 2020 de 204.559, dar el este pe situații de urgență și la care se adaugă suma de 3.410.548,84, de asemenea sumă necheltuită pe care am primit-o tot pe situații de urgență, pentru că încă proiectele nu sunt gata. Este vorba de podurile de pe Dobru, drenul și lucrări pe Valea Stănicului, afectate de inundații. La taxa de, la capitolul venituri, taxa de înfrumusețare și zvoare, mult comentată taxă, 502.796. De asemenea, avem bugetele unităților din subordine, școala 578.200, Serviciul Public de Salubrizare 1.303.314, care a realizat și un excedent din care s-a achiziționat tractorul și accesoriile respective. De fapt, este însumat excedentul din 2020 cu 2021, pentru că în total e 198.808. Avem alte cifre la impozite și taxe. Am încasat din supraimpozitare suma de 365.618 lei. Sperăm că odată achiziționat imobilul de la fostul complex Cerdac să îl pun în funcție și să nu mai încasăm banii ăștia, dar măcar să se vadă un obiectiv pus în funcție acolo la intrare, care este foarte deranjant și care ne trage în urmă ca imagine. Compartimentul comercial, vă dau niște cifre. Avem 92 de agenți economici care își desfășoară activități, 115 cereri, 109 au fost eliberate autorizații, 6 solicitări, 9 au primit autorizații din diferite motive. La evidența persoanelor, 486 de cereri, s-au eliberat 299 de acte de identitate și 33 de nou născuți, 12 persoane care și-au stabilit domiciliul în Slănic, au revenit. Practic, e o, zicem noi, o creștere, cu toate că la capitolul DCS avem 15 divorțuri, 28 de căsătorii, 58 de decese. Avem la asistență socială 165 de dosare pentru persoane cu handicap. Avem indemnizații de însoțitor pentru 16 persoane și asistenț personal 26. Ajutoare de urgență pe tot parcursul anului s-au acordat doar 5 ajutoare. Avem 37 de familii care sunt susținute pentru creșterea copilului, alocație de stat 57 și 9 cazuri au fost în Consiliul Comunitar discutate, diferite spețe. Avem 7 anchete sociale pentru internare în centre specializate de îngrijire. Vă spuneam, 18 acte de naștere,
24 de căsătorie și 45 de decese, din păcate. 143 de certificate din care cele mai multe sunt de căsătorie, de deces, da, într-adevăr, s-au eliberat un număr, dar asta înseamnă că aici sunt trecute și cele care s-au duplicat. Sunt situații în care se... Dar decese în total au fost 45. Da. Și avem 20 de mandate de executare pentru muncă în folosul comunității. În total. Certificatul de urbanism 56, autorizație de construire 21, de nomenclator stradal, certificate 53 și recepție de lucrări 127. Doar câteva cifre dintre cele pe care o să le găsiți acolo. Investiții. Reparații asfaltice 483.887, balastare 99.000, sistemul de distribuire a apelor minerale 36.332, cheltuielile pentru licența de exploatare 35.700, licența de explorare, cheltuielile pentru licența de explorare izvorul 314.280, avem borduri și pavele, 622 de metri pătrați de pavele, 85.337 și stația de apă de la stația de filtrare a apei, care a fost pusă în funcțiune anul acesta, respectiv este un obiectiv finanțat anul trecut în mare parte, dar o să-l avem la raportul de anul acesta, dar adaug ca și o cheltuială foarte importantă. Și pentru că în comisie tot am vorbit despre situații de urgență, am avut 7 incendii de miriști, 11 incendii de locuințe, inundații și o intervenție la poluare, 2 la accidente rutiere, la Arbor și Vigelii 2, campanii de vaccinare 2 și evenimente cultural-sportive 6 participări. Aș vrea să vă spun că anul trecut a fost un an în care am pregătit practic obiective importante. Ne amintim aici în buget, în raport, nu este trecut cel mai important proiect al nostru, care s-a pornit anul trecut, respectiv reabilitarea torenților, cel mai mare proiect, care a terminat faza de proiectare și s-a dat autorizația de construire de 2 săptămâni. Sperăm ca foarte curând acest proiect să înceapă. El nu se rulează prin primărie, dar pentru că este Compania Națională de Investiții cea care a licitat și care a contractat, dar primăria este beneficiarul direct și cred că acest proiect, odată implementat, va crește siguranța cetățenilor și, bineînțeles, anumite terenuri și construcții afectate de inundații vor beneficia de eliminarea acestui risc. Eu vă mulțumesc că în raport o să aveți cifre și despre numărul de ședințe de Consiliul Local și numărul de puncte care s-au discutat, inclusiv despre juridic, nu am amintit aici câte procese, câte reprezentări, dar o să le găsiți în raport. Dumneavoastră o să-l primiți consilierul local pe mail, pe tabletă, pe culoarul nostru de comunicare și cetățenii o să-l găsească pe pagina primăriei. Mulțumesc mult tuturor celor care s-au implicat. Aceste realizări nu sunt realizările primare, sunt realizările unei echipe în care intră atât Consiliul Local, cât și angajații din primărie și, bineînțeles, cetățenii, pentru că și ei au contribuit nu numai cu impozite și taxe, dar și cu alte forme de sprijin. Și, bineînțeles, mulțumesc agenților economici, fără de care noi nu am putea să avem aceste rezultate și dumnealor fac un efort susținut pentru a își achita obligațiile și a ne sprijini în situații în care noi avem nevoie de dumnealor. Mulțumesc mult și sper ca an de an localitatea noastră să crească. Am uitat să vă spun doar o cifră la care țin foarte mult. Când am venit în 2016, valoarea
bogăția primăriei Sănii Moldova era de aproape 20 de milioane de RON. Anul acesta avem la data de 31.12 patrimoniu 94.908.000 de RON. Adică acest patrimoniu a crescut pentru că am reușit să aducem în inventarul primăriei clădiri, terenuri și, bineînțeles, a crescut și cu ce am mai cumpărat, clădirile de la izvoare, care este iar un obiectiv important, pe care nu l-am amintit aici, dar este un obiectiv pentru anul trecut foarte important, pentru care am cheltuit aproape 600 de mii de RON și care întregește patrimoniul nostru. Anul viitor, când o să adauge și pârtea de schi, atunci patrimoniul o să fie mai mare, dar este foarte important pentru că acest patrimoniu este și o referință în momentul în care noi suntem bonificați, suntem creditați sau alte aspecte despre evaluarea localității noastre dintr-o perspectivă externă. Mă gândesc la proiectele pe care le avem și pentru care avem nevoie de finanțare. Într-un fel, în special la proiectele pe mediu, la proiectele de hidro, de producție de energie hidro și altele, unde o să avem nevoie neapărat de aceste cifre. Vă mulțumesc încă o dată și vă rog să rămâneți alături și să contribuiți pentru să ne sprijiniți pentru a obține rezultate cât mai bune. Mulțumesc, doamna președinte. Mergem mai departe cu cele două suplimentări. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Este o problemă aici. Dacă sunt consilieri care sunt în conflict de interese, acest consilier nu au dreptul să voteze și trebuie scopul votul să treacă proiectul de hotărâre. Deci cine ar fi în conflict de interese? Rudele cu ce? Nu, domnul vice nu este în conflict de interese. Nu, doamna vice. Doar doamna... Doamna Mălare și Ioana de Mărăia. Nu. Cine stabilește? Nu, deci dânșii pot vota, eu spun că nu... Deci nu ați ții bună. Conflictul de interese, fiind în conflict de interese, n-ar trebui să... Așa, ideea este că este liberul lor arbitru dacă votează sau nu, că nu îi sancționez eu. Îi sancționează ANI, dacă este cazul. Dar trebuie scopul. Fiind referit cu un proiect de hotărâre care implică cu șeful. Deci nu te-ai dat afară. Și atunci, ce trebuie? Trebuie că m-am obținut. Mai votăm, nu da. Deci dacă sunt 7 voturi, proiectul de hotărâre nu este votat, că trebuie scopul votul. Înseamnă că proiectul de hotărâre nu trece. Nu trece, nu. Da. Asta înseamnă. Voi faceți coeficienți? Văd aici o persoană care a avut 1,35 coeficient, a ajuns la 1,28. Văd salarii care au crescut cu 900, salarii care au crescut cu 90 de lei, 100 de lei, nu știu. Salarizarea asta e un fel de segregare sau cum vreți să o numiți. În sensul ăsta... Deci nu se ia în considerare votul? Deci, din cauza la cele două persoane care nu au votat, nu se treacă niciodată. Da, președinte. Mai lipsește o persoană de la voastră. Da, eu lipsește o persoană. Este apă pe asta, e o chestie pierdută. Atunci, nu sunt ea la piața aici, da? Să votează, s-a votat, s-a arătat. Avem... De obicei, așa e. Așaților este aia că nu s-au coeficienții, adică să le iei din coeficient, ori să le ridici
coeficient în funcție de ce? Domnul consilier, domnilor consilier, că nu este vorba. Aș vrea să nu dezinformați. Am discutat în comisie și văd că nu vă abțineți în a lansa niște cifre care, pe care le citiți acum de pe... Lăsați coeficienții. Noi vorbim acum de o cifră enunțată de dumneavoastră de 90 de lei, da? Eu știu că, din punct de vedere al dumneavoastră, ați vrea ca noi să cheltuim toți banii pe salarii și să nu avem din ce să facem ceva pentru dezvoltarea localității. Eu vă spun că nu putem să facem acest lucru. O creștere salarială de bun simț înseamnă că salariul a crescut cu 255 de lei cel mai puțin. Pentru că în momentul în care unul are vechime 0, are 255 de lei, în momentul în care are vechime 20 de ani, are 400 de lei. Vorbim de o sumă brută aici, care mă interesează pe mine, pentru că este o cheltuială la primărie. Nu știu, pe mine, ca ordonator principal de credite, mă interesează cât pleacă din primărie pe salarii, nu cât primește neapărat omul. Și atunci, aș vrea să lămuresc această problemă și vă rog să încercați să citiți. Pentru că dacă ați fi citit materialul, ați fi tras concluzia că este exact cum am discutat în comisie. Mi-e pare că am convenit în comisie că lămurim toate problemele. Vreți neapărat să vă vadă lumea la televizor, este altceva. Al doilea aspect cu indicii, cu coeficienții, domnilor consilieri. Vă explic, desigur, dacă s-a votat. Domnilor, s-a votat, dar doamna secretar general a atras atenția că există două persoane care au voie, adică nu au voie să voteze. Și atunci, votul va trebui, avem un președinte de ședință, eu vreau să răspund doar la întrebările dumneavoastră. Nu stabilesc eu cine și cât votează. Dacă mă lăsați să vă explic. Coeficientul stabilit pe legea salarizării din 2017 spune că se multiplică salariul cu un coeficient dat de salariul minim pe economie. Suntem în situația în care anul acesta salariul minim pe economie a crescut cel mai mult. Și suntem în situația în care noi nu am mai mărit salariile din 2020. Respectiv, în acești 2 ani, salariul minim odată a crescut, nu știu, 50-70 de lei, dar anul acesta a crescut cel mai mult, avem o diferență de mai bine de 300 de lei. Dacă eu aș fi mulțit coeficientul pe care salariatul a avut cu salariul de 2550 de lei, cât a stabilit guvernul salariul minim, atunci cheltuiala primăriei ar fi fost nesuportabilă de la bugetul local. Și atunci am mărit salariile la toată lumea, dar coeficientul a fost ajustat pentru ca să ne încadrăm într-o cheltuială bugetară pe care ne-o permitem. Eu vă spun, dacă mâine Uniunea Europeană spune că salariul minim va fi de 1000 de euro, păstrăm coeficientul, domnul consilier, și mulțim cu 1000 de euro fiecare punct, nu o să avem de unde, pentru că o să adăm tot bugetul pe salarii. În sensul acesta, aș vrea să nu facem din această situație o situație că, vai de mine, cineva are grijă de angajații din primărie și primarul nu are grijă. Primarul eficienții i-ați scăzut la toată lumea? Sau normal. Nu, coeficienții, după ce s-a stabilit în afară de postul de șef de birou, pentru care am stat 10 minute și am explicat în comisie. Da? Celelalte creșteri sunt între 260 de lei și 400 de lei, care după ce s-au ajustat, s-a împărțit la 2550 de lei salariul minim. Și a rezultat un coeficient final dat de cele două algoritme. Dacă 9 ori. Acest algoritm mi se pare, în primul rând, că este corect și legal. Că altfel n-aș fi venit la dumneavoastră. În al doilea rând, că am încercat să folosim o metodă prin care să creștem puțin salariile, dar au pierdut cei care au avut salarii mari. Pentru că dacă avea coeficient 2,
El n-a primit de două ori creșterea de 255 de lei. A primit o singură dată. Aici poate să se interpreteze că este o nedreptate, dar a fost un compromis pe care l-am făcut față de bugetul de venituri și cheltuieli. Dacă noi nu o să avem bani pentru utilități, pentru alte obligații, facturi, toate celelalte, primarul este tras la răspundere de ce nu ați achitat obligațiile. Și din păcate nu eu negociez prețul la curent, la gaz, la măturat, la toate celelalte. Este o presiune foarte mare pe buget și eu consider că, pentru că eu lucrez cu acești oameni și pentru că majoritatea au fost de acord cu această creștere, consider că orice altă, altă dărnicie din partea unui consilier care vrea să dea mai mult, este un act de iresponsabilitate față de posibilitățile noastre. Nu față de realitate, pentru că facturile și la cetățeni au crescut și la angajați, au crescut la toți. Noi suntem în situația să drămâim acest buget. În sensul acesta, eu aș vrea să conștientizez că dacă dumneavoastră nu aprobați această propunere a mea, rămânem cu salariile pe care le-am avut până acum. Vă scuzați că intervin. Vorbeați mai înainte de coeficienți. Coeficienții, vorba salariați aici, nu sunt la toate persoanele același coeficient. Nu au cum să fie, ok. Nu au cum să fie la toată lumea la fel, dar este diferența la salarii, da? Nu este posibil. Din acest motiv, grupul PSD s-a abținut de la vot. Este dreptul grupului PSD să abțină la vot. Eu nu intru cu dumneavoastră într-o polemică. Am vrut să nu dau niciun răspuns. Vă spun doar că dacă dumneavoastră sunteți jurist, poate nu știți chiar atât de multe calcule, dar vă spun că este am repetat în comisie de 7 ori. Dacă el are 20 de ani vechime și 255 s-a făcut 400, când am împărțit salariul pe care l-a avut până acum, plus 400, la 2550 de lei, a rezultat un coeficient. El nu este raportat la 255, ci este raportat la vechimea pe care o are și celălalt. Da. Poftiți? Păi dacă n-ar fi fost corect, nu ar fi făcut. Doamna consilier. Eu sunt de acord că dumneavoastră, mai puțin, eu am vrut. La ședința trecută v-am spus că urmează într-o ședință ulterioară să revin și pentru celelalte categorii de angajați din primărie și celelalte, că sunt și serviciul de salubritate, este afectat și acum serviciul de transport și spasul și toate celelalte. De data aceasta, dumneavoastră, nu sunteți de acord? Eu mi-am îndeplinit obligația față de angajații din primărie. Data viitoare, poate o să reiau această situație, poate nu o să reiau, pentru că mai facem o lună de zile, o economie de 13.000 de lei. Da? Asta este. Până la ședința următoare. Acum, eu o rog pe doamna președintă să preia și să clarifice cu cine are dreptul, cine nu are dreptul, cu doamna secretar general. Eu consider că v-am răspuns la întrebări. Eu am semnalat. Dumneavoastră sunt deja să voteze dacă consideră. Au votat cei care nu sunt... Care nu trebuiau să voteze, trebuiau să se... Dar el are voie să voteze sau nu are... Și nu trebuiau anunțați el înainte. El poate vota. Nu trebuiau mai întâi de a... În conformitate cu prevederile articolului 28, alesul local aflat în condiție, dar vreau să o abține de la ediția particulare, o arătare a... Și abțineri?
5. 5. Dar cine se abține? Supunem la vot cine este împotrivă, cine se abține. Cine este împotrivă, cine se abține. Cine se abține? Cine este împotrivă? Da, următorul. Mergem la proiectul numărul 3 de la suplimentări, proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Discuție? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Declar închisă ședința. Nu am un pic, dacă îmi permite, doamna președinte. O problemă, dacă vrea domnul primar să o clarificăm. Domnul primar, trebuie să clarificăm. Vă rog să-mi lăsați scris și vă dau răspuns.